protest extrem în fața parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. O mamă îndurerată a intrat în această dimineață în greva foamei în semn de protest față de justiția din România. Elena Lupea și-a pierdut fiul în august 2010 în împrejurări suspecte, în timp ce se deplasa spre casă. În ultimii 8 ani, femeia a încercat în zadar să demonstreze că fiul ei a fost ucis mișelește de un cunoscut. De 8 ani de zile am tot umblat la parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, la toate parchetele din țară, la Înalta Curte, la președinție, la totul a fost clasat și noi am fost executați și siliți la cheltuieli de judecată. Nimeni până acum, până la ora actuală, cu toate că sunt martori neaudiați, probe noi, s-a clasat cauza și noi executați. Am fost urmărită 4 ani de zile, de câte ori veneam. Băiatul meu a avertizat să nu ne aducă. Deci, recur la această cale ca ultima soluție. Sunt ortodoxă și vreau să mor de foame ca să ajung acolo la copilul meu sus. Numai așa pot să mă exprim. Asta mi-e dorința mea. Elena Lupea susține că pe 1 august 2010 fiul său ar fi fost atacat și bătut în plină stradă în timp ce se deplasa spre casa părintească. Victima a fost transportată în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu-Vâlcea, unde a zăcut câteva zile. Pentru că starea acestuia de sănătate s-a înrăutățit, familia a cerut transferul la Spitalul Bagdazar Arseni din București, unde a și decedat 2 săptămâni mai târziu. Elena Lupea aduce acuzații grave nu doar anchetatorii, ci și medicilor care i-au tratat copilul. Zic, domnul doctor, vă rog frumos, nu e de competența dumneavoastră. Vreau să-l transferați. Nu-l transfer, vrei să bagi în pușcărie pe care l-au tâlhărit. Nu vreau, vreau să fac. Copilul meu să, nu mă gândeam că moare. Da. Copilul meu să nu rămână cu semne. Dar el a zis, n-ai ce lucra acasă. N-ai ce lucra acasă, de aia stai pe aici. Joi sau vineri îi dau drumul acasă. Și să nu ai continuitate și după aia luni să-l trimit la chirurgie maxiofacială. Joi băiatul meu a intrat în comă. Nici atunci când a intrat în comă nu a vrut să mi-l dea. Mi-a aruncat foaia de observație clinică pe hol, am adunat-o, Spitalul Horezu mi-a dat salvare și am ajuns la București. La București, nici la București nu i-a luat gulerul ortopedic. Deci nici aici nu. I-am spus, domne, copilul meu face infecție. Nu. L-au ținut la chirurgie, neurochirurgie, în data de 13. Cumpăram medicamente în fiecare zi de la 10, 15 până la 22 de milioane. Nu mi s-a dat un tampon de spirt. Nu mi s-a dat absolut nimic. Tot am vândut prin curte, ne-am împrumutat. 278 de milioane le am aici. Conducerea parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea nu a emis niciun punct de vedere sau comunicat de presă cu privire la cele sesizate de femeia aflată în greva foamei până la momentul apariției acestei știri. Elena Lupea povestește însă că, în urma discuției avută astăzi, un procuror i-a recomandat să meargă la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. O doamnă, o domnișoară procuror, o oră, ca să fac la CEDO. Ei nu pot să facă nimic. De asta. Da, pentru că nu aveam mai mult de 13, dar m-a ținut ca să renunț să fac la CEDO. I-am spus că n-am cu ce. Am autorități, m-au trimis de la București să stau în fața. Deci doamna procuror va da, să faceți la CEDO? Da, doamna procuror mi-a spus că pot să fac la CEDO. Și am spus că nu am bani, avem parchetă. Mi-a spus de la București să vin la parchet, pentru că acestea sunt, că să consult un avocat. N-am cu ce să mai consult, am consultat până acum 18 avocați. Este a doua oară în ultimele 5 luni când un cetățean al județului Vâlcea recurge la acest gest extrem în fața parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.